Veste importantă pentru giroceni. Au ajuns primele echipamente IT necesare procesului educațional în cadrul proiectului Reabilitare și extindere clădiri pentru școala generală cu clasele 0-8 din comuna Giroc, județul Timiș. În cadrul acestui proiect au fost livrate la școală de la fostele unități militare următoarele echipamente: 36 de PC-uri, 27 de laptopuri, 11 tablete interactive, 25 de videoproiectoare, 4 televizoare smart, 14 imprimante, 4 multifuncționale, 14 ecrane de protecție, un server pentru stocare de date, un server pentru sistemul de supraveghere, un sistem audio pentru sala de evenimente, un sistem audio de traducere. Valoarea totală a achiziției este de aproape 700.000 de lei. Până la finalul acestui an urmează să ajungă și mobilierul, precum și aparatele de uz casnic necesare funcționării cantinei. Ne angajăm să continuăm să aplicăm la fiecare proiect unde avem eligibilitate pentru a oferi cele mai bune condiții copiilor și cadrelor didactice din comuna noastră, transmit reprezentanții primăriei comunei Giroc.